Vremea va fi în general instabilă în următoarele zile. Cerul va fi variabil, cu orări temporar accentuate, când pe arii relativ extinse se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 29 de grade, iar cele minime între 16 și 18 grade Celsius. De altfel, pentru zilele de joi și vineri există și o atenționare meteo în vigoare, mai ales în cursul după-amiezilor și al serilor, în Maramureș, Transilvania, nordul Crișanei și al Moldovei, precum și în zonele montane și submontane, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin ploi ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce vor putea lua și aspect de vijelie și izolat grindină. Se vor înregistra cantități de apă ce vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat. Astăzi la Zalău cerul a fost mai mult noros și maxima termică nu a depășit 25 de grade. Pentru vineri sunt anunțate 28 de grade la Zalău, Jibou și Cehul Silvaniei și 30 de grade Celsius la Șimleu, Silvaniei. În cursul nopții, în toate cele patru orașe, minimele termice se vor situa în jurul valorii de 15-16 grade. Meteorologii prognozează vreme instabilă și pentru sâmbătă. În județul Sălaj, maximele termice vor fi cuprinse între 28 și 30 de grade, ușor mai ridicate la Șimleu, Silvaniei, iar minima termică din timpul nopții va fi de 15-16 grade. Duminică încă se mențin șansele de precipitații. Cerul va fi parțial noros în tot județul. Maximele termice vor oscila între 29 și 30 de grade, iar noaptea mercurul din termometre va coborî până în jurul valorii de 16 grade. Abia de luni încolo vor dispărea norii, iar cerul va fi mai mult însorit.